Revenim, oameni dragi, cu a mea dragă colegă de la Metropola TV, Claudia, care ne-a adus o informație prețioasă. Ne-a spus cum a găsit, ca și cum nu era vizibil cu ochiul liber faptul că în țara noastră se consumă droguri peste măsură. Iată că acum avem cifre oficiale, date oficiale. S-a făcut analiza chimică a apelor reziduale. Și întrebarea mea pentru Claudia era: în ce măsură totuși este filtrată această apă, astfel încât aceste reziduri de droguri din apele reziduale să nu ajungă în circuitul apei natură, astfel încât să primim o populație întreagă de drogați? Bine, te-am regăsit, Oana. O să facem o anchetă amplă pe acest subiect și voi reveni cu toate informațiile cu privire la acest aspect pentru telespectatorii Metropola TV, pentru tine și pentru toți cei care sunt interesați de acest subiect controversat. Îți mulțumim mult, Claudia. Deci, oameni dragi, stați aproape, pentru că aici vom avea foarte multe anchete pe foarte multe subiecte. Anchete necesare pentru a vedea exact cine, cum rezolvă și în ce măsură se rezolvă problemele în țara asta. Și vă dăm uneltele necesare ca voi să puteți să măsurați, să aveți uneltele de măsurare a unui discernământ la vot, să știți exact încotro se îndreaptă votul dumneavoastră, ce întrebări trebuie să puneți și ce lupă trebuie să puneți pentru a observa dacă acești indivizi care vin să ne ceară votul ne mint, cum ne-a mințit domnul Nicu Jordan că ne dă apă caldă din 28 septembrie, cum ne-a mințit că va rezolva traficul în București și acum ne spune: e, sunteți prea mulți, mai merge și cu metrou și cu RATB-ul. Dacă ne-ar fi spus aceste lucruri în campania electorală, poate altfel era treaba. Poate altfel era. De asta e important să vedem realizări și lucruri în cifre. Pentru că în țara asta totuși s-a mai făcut câte ceva. S-a făcut și astăzi, în coaliție. Scandal, ce să se facă. Avem și stenogramele, pentru că, deși au avut un mariaj confortabil și liniștit până acum, iată că aceste liste, faptul că se acuză de traseism unii pe alții, le dă de furcă. Și avem stenogramele, avem pe colega noastră. Avem un material, oameni dragi, cu stenogramele și cu ce s-a discutat azi în coaliție. Îl vedem și revenim. PSD și PNL vor să legalizeze migrația primarilor înainte de alegeri. Coaliția a stabilit o perioadă de grație în care primarii și șefii de consilii județene se pot transfera de la un partid la altul fără să-și piardă mandatele. Această perioadă va începe cu 60 de zile înainte de alegerile locale și se va încheia pe 27 septembrie, atunci când își vor prelua mandatele primarii aleși pe 9 iunie. În ședința de aseară de la Modrogan au existat nemulțumiri, voci puternice din partea PNL s-au opus acestei măsuri. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, spunea că tot în acest BPN, noi toți, pe Oltenește, votarăm acum ceva timp să comasăm alegerile. Ca să se comaseze alegerile și s-a discutat toată chestiunea asta în coaliție, există o singură formă legală prin care putem să parcurgem procesul cu respectarea tuturor drepturilor legale și constituționale pentru primarii aflați în mandat. De cealaltă parte, europarlamentarul Dan Motreanu este de părere că legea privind interzicerea migrației la alegerile locale nu se modifică. Rareș Bogdan: trebuie găsită o soluție pentru a nu lăsa peste 200 de administrații locale complet în aer, fără primari, fără viceprimari și fără consilii. Florin Roman, o voce importantă în partid, a subliniat că pe oamenii nu interesează vis-a-vis de subiectul ăsta cu traseismul argumentele juridice. Astea le discutăm noi între noi, pe oamenii nu interesează, subiectul s-a rostogolit. Va trebui să facem ceea ce trebuie, să spunem că asta a fost decizia guvernului Ciolacu. Noi nu încurajăm traseismul.
Același model a fost aplicat în 2014 de guvernul Ponta, care a legalizat migrația primarilor înainte de alegerile prezidențiale. La acea vreme, PSD a transferat aproape 500 de edili de la partidele rivale. Acum, liderii coaliției spun că vor regla situația în care conducătorii primăriilor aflați în funcție vor candida pentru alte partide politice. Pe cuvânt, dacă eu mi-aș fi imaginat că această temă a traseismului va fi o problemă, având în vedere că de-a lungul anilor s-au transferat și de acolo către colo și de colo către colo, de nu mai știm. Nu mai știm. Și uiți care-i PSD, care-i PNL. Dar avem pe colega noastră, Mădălina, care a fost acolo în miezul evenimentelor, în miezul discuțiilor, să ne spună informații la cald. Bună, Mădălina! Bun găsit, Oana, bun găsit tuturor. Dacă vorbim despre ce vor decide liderii Coaliției de Guvernare PSD-PNL pentru candidatul comun la alegerile locale, ei bine, în cărți apare și milionarul Dan Ostahie, care a fost sondat acum două săptămâni de către liderul PNL Nicolae Ciucă, dar și medicul Cătălin Cârstoiu. În urmă cu o săptămână, liderii au avut o ședință extrem de importantă acolo, unde au discutat, printre altele, și despre acest sondaj de opinie, atunci când liderii vor afla care este și candidatul preferat din partea bucureștenilor pentru primăria generală a capitalei. Până în prezent, liberalii vor merge cu Sebastian Burduja, ministrul energiei, însă potrivit surselor noastre sunt șanse extrem de mari să meargă cu un alt candidat, deoarece ministrul Sebastian Burduja are în momentul de față în sondajele electorale doar un procent de aproape 8%. De cealaltă parte, Partidul Social Democrat, mai exact organizația PSD București, a desemnat-o pe Gabriela Firea, candidat pentru Primăria Generală a Capitalei, însă ca să meargă pentru această bătălie, senatoarea trebuie să primească și votul final din partea liderului PSD, Marcel Ciolacu. În tot acest timp, liderii analizează și posibilii candidați pentru Primăria Sectorului 1 și pentru Primăria Sectorului 2, care știm foarte bine că acum au conducere useristă. Mai exact, pentru Primăria Sectorului 1, liderii ar miza pe străinul Cercel, iar pentru Primăria Sectorului 2, liderii ar putea să meargă cu Dan Popescu sau chiar cu actualul prefect al capitalei, Rareș Șopincă. Vom vedea săptămâna aceasta cel mai probabil care vor fi deciziile luate în interiorul Coaliției de Guvernare, dar și dacă vor merge cu un candidat comun pentru Primăria Generală a Capitalei sau dacă vor merge separat. Iată motiv de discordie în coaliție. Încă sunt cumva și șocată pe faptul că nu se pot hotărâ vis-a-vis de Primăria Capitalei. Este funcția cu cele mai multe voturi obținute după postul de președinte. Fostul primar, Gabriela Firea, a avut un scor considerabil, un număr mare de voturi. Este clar că, comparativ cu domnul Burduja, nici nu se pune problema. Ba mai mult, argumentul adus de cei aflați în coaliție, cum că ar trebui un candidat comun pentru a se lupta cu Nicușor Dan, domnii mei dragi, domnule Ciolacu, domnule Ciuc, omul ăsta Nicușor Dan n-a făcut nimic. Nu a făcut nimic, a consolidat zero clădiri. A trebuit să treacă multe încercări, a trebuit să se unească o întreagă forță a dreptei, a trebuit să se ducă o campanie mizerabilă, mincinoasă, împotriva unei femei, că acum USR-ul e cu Macarena prin Parlamentul European, dar ajungem și acolo. Acum sunt cu Macarena. Uită campania mizerabilă pe care au condus-o împotriva unei femei. Deci a fost un cumul de factori. Doar să-l pună, domnule, pe Nicușor. L-ați spus. Ce s-a rezolvat? Ce s-a rezolvat? Suntem la 47 de ani de la cutremurul din 1977. Zero clădiri consolidate. Și vine Nicușor cu Arafat să-mi spună că îi fac o evaluare, păi le dau lista. Le dau lista cu sutele de clădiri din București. Vorbim de grădinițe, facultăți, instituții spitalicești. E lista făcută. Hai să începem cu alea, domnul Nicușor, lăsați-mă cu evaluarea. Dar știe să bage capul în poză, să culeagă laurii a ceea ce a construit fosta administrație. Despre ce vorbiți, despre ce calcule politice? Păi este simplu, PNL cu cine la guvernare, că nu mai înțeleg. PNL este cu PSD la guvernare. PNL nu mai... Evident că nu-l mai susține pe Nicușor Dan. Și atunci, și pentru cine? Dar de la ce le-am luat, oameni dragi?
cuvintele acelea am luat. Deci este clar. Nicușor Dan a avut nevoie de USR și PNL să câștige un mandat. PNL nu mai e, nu mai e nici Nicușor. Simplu. Ce, Doamne iartă-mă, că nu sunt olimpică la matematică precum domnul Nicușor Dan, dar atât. Mă duce mintea creață să fac un calcul. Și o să facem, probabil, avem timp anul ăsta să facem calcule, o să ne iasă pe ochi toate calculele politice, pe voturi și pe mandate și pe încercări. Asta unul la mână vis-a-vis de candidatura la primărie, de unde se dă tonul și faptul că ei bâșbâie și faptul că nu sunt în stare să-și asume bărbătește o candidatură și să se țină de ea. Mie această treabă, cu toată dragostea, suntem în luna femeii și mie nu mi-arată bine. Nu mi-arată bine din partea unor bărbați de stat de la care am pretenții să fie ferm pe poziții. Suntem, nu, cu războiul la graniță, pe aici, pe la uși. Vreau să-i văd că sunt hotărâți. Nu că stai să o cofi, că o păți, că hai mai facem un sondaj, au scos niște nume din pălărie, domnul Burduja săracul, cred că nici nu vrea, că știe și dumnealui că n-are șanse. Și toate astea ca să ce? Ca să ne batem cu primarul zero? Nu trebuie să faceți nimic. Arătați, puneți banere electorale cu toate realizările lui Nicușor. Zero. Zero barat. Gata campania, nici nu mai sunt bani de cheltuit. Faceți altceva cu banii. Uite, consolidați o grădiniță cu banii de campanie. Consolidați o școală. Cu domnul Nicușor nu există o anticampanie. Nu există. Pentru că nu a făcut nimic. Este foarte simplu. Se vede cu ochiul liber. Vis-a-vis de trasei, ce să mai, oameni dragi, ce să mai, că mă și bușește râsul. Pentru că l-am apostrofat acum 4 ani de zile pe domnul Orban în direct când ieșea de la guvern, după ce s-au certat, domne, cu ciuma roșie, cu aoleo, trebuie să-i stârpim, spunea, mistiga la violență domnul Orban. Dar ca să ne aducem aminte, înainte de a ne aduce aminte, haideți să vedem un scurt material cu traseismul, că nu se mai poate, nu se mai poate. Hai la PNL, hai la treabă! Deci aveam un primar de la PNL care a adus primar de la PSD. Asta că tot, să nu mai aruncăm așa pisica unul în curtea celuilalt. Ca să revin la ce spuneam înainte de material, ia uitați, oameni dragi, dacă se mai... Lăsați așa să-i vedem, ia uitați. Au făcut o întreagă regie, oameni dragi. Cum îi aștepta domnul de la PNL pe cei de la PSD? Vai, gata, ne apucăm de treabă. Ia uitați ce mândri sunt după ce au plecat de la PSD la PNL. Deci aceste practici nu pot fi acuzați nici unul, nici altul, mai mult sau mai puțin, pentru că O fac toți. Dar în 2020, ca să revin la domnul Orban, care îl susține în continuare pe domnul Nicușor Dan. Domnul Orban, în plină ceartă și scandal cu ciuma roșie care trebuia stârpită, lua peste 200 de primari. Peste 200 de primari lua în 2020. Drept urmare, stați așa că avem cifre, dacă tot ne batem în trasei, să ne batem pe cifre. V-am zis că facem cu cifre anul ăsta. Liberalii, deci vorbim de anul 2020, liberalii au transferat de la PSD aproape 100 de primari în ultima lună, deci pe lângă aia 200 ai domnului Orban, susțin surse social-democrate pentru adevărul. Pe de altă parte, PSD a racolat 40 de primari de la PNL. Deci 100 în ultima lună, cu încă 200, din ce știm așa, facem un calcul grosomodo, sunt 200 de primari pe care PNL i-a luat de la PSD. PSD a luat doar 40. Deci, dacă tot ne batem pe traseism, hai să ne batem cu cifre, pentru că altfel traseism fac și unii și alții. Ce să mai luăm? Păi dacă luăm și Partidul Aur, Partidul Aur este compus eminamente din traseiști din toate locurile. Este un ghiveci, o tocană cu de toate. O să ajungem probabil și acolo să vedem exact cine sunt oamenii, tineri, liberi, independenți, domne, din Aur. Din toate partidele. Avem acolo de toate. Că măcar ăștia, PSD, Coaliția de Guvernare, măcar ei se plimbă de la unii la alții. Ăla de la PSD, de ce la PNL? Nu știu de ce nu fac un mare partid până la urmă. Ca să nu ne mai încurcăm, că uită lumea. Știți, mai avem și treabă în țara asta, că cineva mai trebuie să și muncească.
domnii noștri guvernanți. Cineva în țara asta mai trebuie să și muncească. Și uităm. Uităm că Ion Vasilică nu mai e la PSD. Eu l-aș știu la PSD, îl votez acolo, că încolo ia-l pe Ion Vasilică de unde nu-i, că e pe lista PNL. Faceți o mermeleală, faceți un partid așa cum s-a combinat PNL cu PDL, PNL cu PSD și cu asta basta, ca să nu ne mai încurcăm. Să ne mai încurcăm și așa, o să avem 10 buletine, unde-i votul, pune votul, n-are rost, n-are rost. În schimb, la AUR e mai complicat. E mai complicat pentru că acolo avem de toate. Avem foști useriști și nu useriști, oare ce? Useriști membrii fondatori, domnul Andrușceac, persoana domnului Andrușceac. Avem de la PMP, avem de la ALDE, avem de la... Da, de unde n-avem? Da, de unde n-avem? Și întrebarea este în continuare. Noi cu cine votăm? Noi cu cine votăm, având în vedere că există această mermeleală? Cu cine votăm? Cu ce trecem mai departe? Că nici nu mai știu ce să mai zic de traseism. Mai avem cu traseismul inclusiv pe parte de AUR, pentru că a avut loc o mare supărare în Partidul AUR prin plecarea din alianță, coaliție, nu știu ce s-a întâmplat acolo, a domnului Ilan Laufer, care a stârnit mare rumoare. Dar înainte de a trece pe acest subiect, cu cei de la guvernare ne-am lămurit. Se ceartă acum care e traseist, se ceartă pe faptul că încă nu au, măcar pentru marile orașe și totuși pentru capitala României, care e o funcție foarte importantă, repet, a doua ca număr de voturi, și era important ca până la această oră să existe niște candidați foarte bine stabiliți. Că nu știu dacă oamenii ăștia poate nu știau, în 2020, cred că nu știau că urmează alte alegeri în 2024. Și în general îți pregătești candidații, bineînțeles există situații excepționale, dar în mare parte ar fi trebuit să-și crească niște candidați care să-i pregătească pentru această funcție, să învețe administrație, să înțeleagă care sunt nevoile electoratului și a zonei. Nu să ne trezim acum în ceasul al 12-lea că ei nu știu, se dau de ceasul morții că nu au. Și după care se ceartă între ei care, de la care a furat mai mult. Mi se pare hilar. Și a zis, hai să arunc un ochi spre opoziție, domnule. Dacă guvernanții se prezintă fără tema făcută, se prezintă neserios în fața mea, am zis, domnule, sigur opoziția este mai ok. Sigur opoziția, mai ales din partea de dreapta, care de fapt e de stânga, dar nu ne mai luăm acum de la doctrine. Domnii de la USR am zis că sunt mai serioși. Mai corporatici, mai organizați, se ocupă ei cu problemele țării, cu situația economică, cu prețurile, cu inflația, domne, măcar cu mediu, că ei sunt mai pe partea asta, ONG-uri de mediu. Cu ce se ocupă, domnule, USR-ul? Mai ales europarlamentarii care ne reprezintă, Parlamentul European, care trebuie să pună o vorbă acolo. Ce mai facem? Închide minele, nu închide minele? Salvăm gândacul croitor, ce om face? Nu, domnule, nu! Ei se ocupă cu Macarena! Macarena și Cocogeambo! Cu asta se ocupă, nu vă glumesc, nu vă mint, cu asta se ocupă europarlamentarii de la tribuna Parlamentului European. Cu Macarena! Avem materialul, draga mea producătoare Laura! N-avem cu Macarena, dar probabil că știți materialul cu Macarena. Este acea domnișoară cântăreață care a avut așa o melodie gen manifest feminist, în care a numit bărbații generic, cum îl chema, Mirel? Mirel de la Turnul Măgurele, respectiv bărbații ăștia care stau pe margine și își dau cu părerea. Și s-a trezit domnul, stați așa, stați că vi-l citesc. S-a trezit un domn de la USR, stenograme, nu? Extazin. Imediat dăm și cu Nicușor cu panarabe. Deci domnul ăsta de la USR, Nicu Ștefănuță, a avut un următorul comunicat de la tribuna Parlamentului European. Asta este o melodie a Erică Isa, care a revoltat jumătate din România. Multe femei au ascultat-o în căști, speriate să nu audă
una anume Mirel. Sunt versuri care au trezit o societate și nu sunt doar versuri, este adevărul. Domnul Nicu Ștefănuță, și eu sunt femeie, în căști o ascult doar pe Laura, producătoarea mea. În rest, nu e frică să ascult absolut nimic în căști. Domnul Ștefănuță, eu ca femeie, eu n-aș mai vrea să vorbească un bărbat despre problemele mele. Hai să începem cu asta. Adică, domnul Ștefănuță, dumneavoastră în tot USR-ul ăla n-ați găsit o femeie pe care din respect s-o lăsați să vorbească despre problema femeilor? Dacă o aveți o altă identitate de gen, noi suntem ok, susținem, dar veniți și spuneți, ca să știu să nu mă cert degeaba cu dumneavoastră. Dar m-ați săturat de acești bărbați. Nu vi se pare suspect totuși că bărbații vorbesc mai mult de problemele femeilor decât femeile? Care probleme, domnule? Vi se pare că doamna Șoșoacă, de exemplu, are vreo problemă în Parlament cu vreun bărbat? Vă întreb! Sau se descurcă singură, singurică? Doamna Firea, vi se pare că plânge pe la colțuri că n-a dus cu demnitate toate atacurile nedrepte? Doamna Olguța Vasilescu, la fel, și alte doamne de prin politică? Deci asta e chiar culmea. Deci în tot USR-ul ăla n-au găsit o femeie să vină să vorbească despre problemele femeilor. Se găsesc ei bărbații să vorbească despre femeile noastre. Ia uite că a ieșit și feminista din mine și nici măcar nu sunt. Nici nu pot să-ți buc aproba această melodie. Dar e o melodie. După ce l-am ascultat pe Gheboasă care incită la droguri, asta pare artă de-a dreptul. Aplaudăm așa ceva. Dacă alternativa este muzică cu instigare la droguri. Deci cu asta se ocupă userimea. Cu Macarena și cu mesaje feministe pe care ni le-au confiscat bărbații, că dacă domnul Nițu Ștefănuță vorbește de femei, eu despre ce să mai vorbesc? Despre ce să mai vorbesc, oameni dragi? Despre cuzineții de la Vibrochen, despre ce să mai vorbesc? Dacă domnul Ștefănuță mi-a luat acest drept. Da, domnul Ștefănuță, unde era când doamna Firea era făcută în fel și chip? Unde era domnul Ștefănuță? Era ascultat dumnealui muzică în căști? Unde era? Dar unde era domnul Ștefănuță când candidatul dumnealui în continuare la primăria Capitalei, Nicu Șordan, făcea femeile panarame? Haideți să vedem! Decis cu toții să ieșim din sală pentru a protesta față de nivelul suburban la care am ajuns Parlamentul. Am văzut din partea unui bărbat un atac nedemn la adresa unei femei, mai întâi. Eu vreau ca fetiței mele să nu-i se spună că o panaramă este mare vedetă. Da. Și din păcate, suntem cam la egalitate. Iată, dragă USR, iată, domnule Ștefănuță, unde era Mirel de la Turnul Măgurele, despre care cântă Erica Isaac. Ia uite unde era. Era candidatul Batale la primărie. Ia uite unde era. Asta ca să vedeți o altă dovadă a ipocriziei și o să avem timp în această emisiune să le demontăm toate ipocriziile și să aducem în actualitate lucrurile despre care ei ar vrea să nu se mai vorbească, lucruri care ar vrea să fie date uitării, dar doar că eu am memorie de elefant și le prezentăm aici dovada vie a ipocriziei lor, a cum se încearcă să se urce pe orice nu le aparține, doar ori face de un mic scor electoral. De ce? Pentru că altfel nu sunt capabili să consolideze nimic. Ca domnul lor primar Nicu Șordan, care a consolidat 0 clădiri. Și încheiem frumos cu un carton, cu cifrele, că v-am promis că vom avea cifre. Și avem aici, oameni dragi, pentru cei din coaliție, ca să nu se mai certe, domnul Ciucă, domnul Ciolacu. De ce să ne certăm când putem să ne împăcăm și să ne ocupăm de chestii importante ale țării, ca de exemplu Macarena? Deci, în 2020 am avut așa, Gabriela Firea, candidata PSD, a avut 250.690 de voturi, domnul Nicușor, cu două partide, PNL și USR, a avut 282.631 de voturi, o diferență mică de 30.000 de voturi, domnul Ciolacu. Dacă ăștia de la PNL nu sunt în stare să aducă 30.000 de voturi, cât să
o consolideze pe doamna Firea, păi n-ar trebui să stați la discuție cu ei, domnule. Dom'le, ce să discuți cu un partid care nu ți-aduce la capitală 30.000 de voturi? Păi n-ai ce să discuți atunci. Pe capitală e pe la revedere, subiect închis. Să-și găsească, să-și pună pe liste pe la alte municipii sau mai știu eu ce. Că n-are sens. În 2016, PSD-ul, drept urmare, PSD-ul cu Gabriela Firea a avut 246.553 de voturi, deci în mandatul de care s-a finalizat în 2020, la acele alegeri a obținut mai multe voturi decât în primul mandat, semn că bucureștenii nu erau așa nemulțumiți precum a vrut userimea să arate. Și Nicușor Dan, la acea oră susținut fiind doar de USR, a avut 175.000 de voturi, 119, respectiv o diferență de peste 100.000, pe care nu putem să presupunem decât că a dus-o PNL printr-un calcul simplu matematic. Domnul Nicușor, dacă eu greșesc, sunteți olimpic, vă aștept aici să ne dați o lecție de matematică pe scădere simplă. Și în 2012, PSD cu PNL, iată, că au mai fost momente de astea. Au mai fost momente când PSD nu era ciuma roșie și a fost acel celebru USL, cu Sorin Oprescu a reușit să ia 430.000 de voturi. Deci aveți niște precedente la care vă puteți raporta. În acel an 2012, Nicușor Dan a candidat independent și a luat 60.000 de voturi. Astea sunt calculele, oameni dragi. Este foarte important totuși să ne raportăm și la niște cifre matematice, pentru că foarte multe lucruri care țin de alegeri se analizează în nota asta și în cheia asta matematică, și este important să se discute cu cifrele pe masă, să și PNL-ul să înțeleagă că mai există, pentru că și mai ales există la guvernare, pentru că PSD a acceptat o guvernare cu ei, altfel eram cu alegeri anticipate la ușă și cine știe cu ce alte probleme economice ne mai trezeam. Așa că ne dorim și noi puțină liniște și ne dorim ca aceste discuții, sinceră să fiu, să fie departe de ochii noștri, să vină cu niște liste, că oricum știți cum e vorba aia, nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, rămâneți în continuare alături de Metropola TV, iar noi ne revedem mâine de la 12:30. V-am pupat!